Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi am venit să ne încercăm iarăși norocul la pod. Aici am găsit o mulțime de bani într-un clip anterior și de asta nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Să trecem la treabă pentru că deja se întunecă. Bravo, Bihelas! S-a încurcat? Prindești noi ceva în seara asta? Trebuie. A venit aici unde am prins bănuții mulți. Sub pod. Sau nu prind? Trebuie. Uite, deja am un bănuț. Ia. Vai, ce ruginite. Și scoici de-astea. Uite ce. Ce mișto sunt astea. Bă, ce ruginite banul ăsta și strâmb. Vezi deja de la prima încercare. Bravo! Păstrez și asta de scoici, că mie îmi place. Păstrez. Pune undeva. Oricum, mai avem jumătate de oră de lumină, cred că vine... Oare rămânem cu bănuțul ăsta sau? Vedem, nu știu. Dăm tot aici sub pod. Da. Aici am găsit atunci 5 lei, 6 lei, nu știu cât. Mai ții minte? Parcă 4 lei. Bă. 4 lei atunci să fie. Exagerez eu? Un pic. Sârmă. O sârmă. Da. Sârmă. Am crezut că e din asta la mine. Pune pe mal. Ai chef de pescuit cu magnetul, a? Am. N-ai mai făcut un clip și tu? Eu ce zic, abonați? Mă înțeleg. Ceva? Un cui. Mai zgură. Ești din asta. Nu știu ce e. Hai, Mihaela, prinde ceva. Prinde ceva interesant. S-a auzit ceva, nu? Un câine ceva. Prinde eu ceva interesant, dar... Trebuie. Auzi ce au zis abonații? Să lași magnetul să cadă pe fund. Nu mai trage așa repede. Dar el oricum se duce la fund, că e destul de greu. Iar bănuți? 10. Da. Ăștia sunt buni. 15 bani. A, și o bucată de tablă. Și foarte multă zgură de asta, vezi, de la pod. Mhm. Ia bănuți. Pune aici. Eram sigur că prindem iar bănuți aici. Nu, dar aici au... Na, arunc lumea din tren. Iar golim balta de obiecte. Las. Lasă-l. Gata, trag. Văd un mănuț, îl văd. Ce ăla? 5 bani. 5 bani? Un fier de ăsta plin de scoici de ăsta. Un cui. Curăță magnetul un pic. Bă, e bine, avem deja 20 bani.
25. 25? Nu, nu. 20? 20, da. Gata? Gata. Se aude ceva, nu? Da. Pe podul ăsta. Poate cade. Îl trage cu magnet afară. Nimic? Nu. Mai avem un pic și vine noapte. Lume. Dar nu ne lăsăm. Tu te lași, Mihail? Nu mă las. Stăm și noapte aici, dacă e, nu? Da. Ce, s-a blocat? O, fi ceva pe fund. Ce, s-a blocat? Cred că am ceva în el. A, ia ceva. Trage-l ușor. Știi ce? Știi? Am mai găsit unde asta, știi? Coș de pește. Să-i coși de pește. Da. Dar ăla care l-am găsit tura trecută nu era la fel. Era mai mare. Stai. Da. Asta e micuț. Asta e micuț. Da. Și avea și mai, văd bănuțe acolo. Am un șurub. Așa. 25 de bani. Crezi că batem recordul de 4 lei azi? Nu, cred. Atunci a fost... Hai să mai încercăm. Să lăsăm un coșuleț. Mai dat de două ori, dacă nu mai prizi nimic, ne mutăm mai încă, da? Da, vedem. Magnetul așa tare. Vezi? E foarte multă zgură acolo. E de la pod aici. Un cui. Mm-hmm. Hai să-l curățăm și revenim. Am aruncat un pic, da? Da, ai aruncat. Ai mâncat acasă. Ce faci, Mihaela? Uite, stau. Uite, așa stau. Cum? Așa. Cu magnetul în baltă? Da, se murdărește foarte mult. Parcă prea trecut nu se murdărește așa, nu? Nu era așa, niciodată n-am avut așa. Zgură din asta. Ce nu e? Da, pârâi podul ăsta. Pârâi până cade. E bun că... De să te ajut. Cu... Las, mă descu. Am mai dau de 2-3 ore aici, dacă nu mai prim, mă mut mai încă. Da, așa facem. Mai am un mini șurub aici. Un mini șurub? Da, un mini cui. Deci băieți care aveți magnet, veniți aici la pod, prindeți bani.
faceți bani. Uite-mă, bănuți. Iar bănuți? Șurub, șaibă. Sau ce e? Șurub. Piuliță. Bine. Sârmă. Zece. Douăzeci. Treizeci. Patruzeci. Nu mi-a luat plată? Dă-ți te aici în locul ăsta, vezi? Mhm. Uh-huh. Hai să încercăm și mai încă. Bine. Hai. Deja, după cum vedeți, s-a întunecat. Mai e cam 10 minute de lumină. Noi mai încercăm. Ți-a frig magnetul? No. E ce-o? Iar zgură din acea. Da, dar ce mă nervează. Am o... nu știu, un șurub de ăsta. Da, cap de șurub. A, sunt așa că prinde oricum. Până se încarcă de tot. Mai vei un pic, că e pe malul celălalt. Ai făcut mușchi. Nu? Da. Sper să nu vină trenul. Tot zbură de asta. Da. Da, am pe la jumate, nu că da. Ce, e greu? Ceva. Trage ușor. Nu mai smunci. Ce aia? Furcă, e o furcă. Ba nu e o furcă. Ce e asta, frate? Trage ușor. Băi, ce e asta, mă? Da. E un ornament de la ceva, vezi? Nu ești nebun? Da, e un ornament de la ceva. Dar ce șmecher e făcută. Vezi? Asta e o bufniță, cum ar fi. Da. Dar de ce are un cat aici? Și eu așa, o să pun nevoie.
Ai ruginit-o, ce-ai vopsit. A vopsit-o cineva, vezi? Dar mai trebuie. Și eu care ziceam că nu prind nimic în seara asta. Acum, n-am prins bănuți, am prins astea. Păi zic că e cât bine. Ca lumea, așa, bănuți. Bravo. Ce frumos e. Da. Chiar îmi place asta. Pune acum. Ia, vine și trenul. Te-ai văzut că vine tren. Hai să mai dau de câteva ori. Mai dai de câteva ori și așa se întunecă. Și mai revenim aici, mâine, poi mâine, vedem-ne. Dar chiar nu pot să cred. Lasă că e bine. Chiar e foarte frumos. Eu prima dată am zis că e o furcă. Dar o iau acasă pe asta. Păi, toate le luăm acasă, nu lăsăm nimic aici. Poate aruncă cineva ceva acum, când trece cu trenul. Când trece trenul? Posibil. În așteptarea trenului. Dă-te un pic mai încoa, poate sar pietre, sar ceva. Oricum, mașina e acolo fix sub linie, da. Sperăm să fie bine. Ai mai prins ceva? Și mare a fost. Da. A fost. Au fost 3 oameni în el. Se întunecă. Ce greu? Trage ușor. Ia vezi. Trage, 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 trage. Nu, ce-a dat bine. Da. Nu, dar avem ceva. Aveai ceva? Mai arunc o dată. Cât e ceasul? 8. 8? Nu mai e nimic, nu? N-ai mai prins nimic. Sau e greu? Vorbește cu mine. Sper să fie ceva mai interesant decât furca cu bufniță. Asta de pește. Pe sunt pești aici, dacă n-ai văzut că am prins coșul ăla de pește. Vin pescari. Am ceva. Ai ceva acolo? Trage. S-a blocat. S-a blocat? Da. Gata? Ce? Nu știu, o chestie. Cred că e un fel tot la fel ca cercul ăla de butoi, dar e o chestie. Că l-am mai găsit noi? Da. E o altă chestie, nu știu. O fi de pe la linia caleferată după aici. Se întunecă, Mihaela, merge? Da. Hai să merge. Avem ce să vine și altă dată. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Furca cu bufniță. Sunt sigur că nu e o furcă, dar așa îmi place să zic eu, nu? Cam acesta a fost și clipul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru că acela este adevăratul buton de subscribe. Pa!